Chemăm numele lui Dumnezeu peste un copilaș și cu ocazia acestei împrejurări am pe inimă să vă împărtășesc un cuvânt despre greșelile pe care le putem face. Și când zic le putem face, mă refer la noi toți, împotriva și la adresa copiilor. Pasajul biblic pe care l-am citit pune în fața noastră un episod din viața unei familii, din viața unei familii sfinte, din viața patriarhului Isaac, fiul lui Avram, familie care a primit binecuvântarea să aibă doi gemeni, doi băieți care s-au născut și care au fost bucuria părinților lor. Versetul 27 ne spune că băieții aceia s-au făcut mari. Esau a pornit pe drumul vânatului, era un vânător îndemânatic, iar Iacov era un om liniștit, îndelenicindu-se cu treburi casnice. Doi părinți, doi copii. Versetul 28 ne spune că s-a întâmplat ceva. Inima părinților s-a lipit de acești copii într-un mod diferit. Isaac iubea pe Esau, Rebeca iubea mai mult pe Iacov. Sigur că în felul în care părinții au înțeles să se atașeze de copii, a existat o logică. Și logica este cât se poate de subiectivă. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Rebeca iubea pe Iacov, puteți bănui de ce? O ajuta la treburile casei, el locuind mai mult acasă. Care a fost greșeala? Greșeala, și aceasta este prima despre care vom vorbi, este că acești părinți au ales să se lipească de un copil mai mult decât de celălalt și în acest fel să exprime favoritism față de unul în defavoarea celuilalt. Această greșeală o putem face față de copii. Poate că cineva ar putea să găsească explicații și să spună e firesc să fii mai lipit de unul decât de celălalt. Da, așa e firesc, nu duhovnicesc. Efectul acestei greșeli a fost teribil de dureros. Cu timpul, cei doi frați s-au separat, au prins ciudă unul pe celălalt, competiție unul împotriva celuilalt, s-au distanțat, relațiile dintre ei au fost relații ostile, și din cauza felului în care părinții au înțeles să își exprime afecțiunea față de copiii lor, între copii s-a ajuns până acolo încât într-o zi mama a auzit o discuție pe care băiatul ei mai mare, Esau, a avut-o cu niște tovarăși. Auziți ce au vorbit. Tata e bătrân. Îl iubesc foarte mult, dar are zile numărate. Cum va muri tata? Cum o să mă răzbun pe fratele meu mai mic și o să-l ucid? Da, nu vreau să-l tulbur pe tata, așa că o să aștept până moare tata. Și după ce moare tata, o să-i dau eu lui Iacov. Rebeca a auzit asta. N-a avut ce să facă decât să spună fiul ei, fugi cât vezi cu ochii. Fugi cât vezi cu ochii. Vă rog, aduceți-vă aminte de Iacov, care a avut mai mulți copii, 12 feciori și o fată. Pe toți i-a iubit, de toți s-a bucurat, dar față de Iosif a arătat o afecțiune aparte, care afecțiune exprimată, cunoscută între frați fiind,
transformat în tot felul de gesturi care exprima favoare, favoritism. Efectul în familie a fost că băieții mai mari au început să prindă ciudă, să fie geloși, să fie invidioși și în final dușmănoși pe fratele lor mai mic, pe Iosif. Sfârșitul este de asemenea foarte trist. Au hotărât să-l ucidă. Doar intervenția unuia mai milos dintre ei a făcut ca băiatul să fie vândut sclav și nelegiuirea să fie acoperită cu minciună, cu o minciună care explica dispariția lui Iosif prin faptul că l-ar fi ucis pe câmp o fiară. Mă întreb, această poveste nefericită dintre frați, de ce a fost determinată? Răspunsul este simplu. Alipire cu favoare de un copil în defavoarea altui copil. Asta a fost problema. În ce vă privește, Marius și Flori, păcatul acesta nu-l puteți face. Cel puțin până la anul. Domnul să vă binecuvânteze, să vă mai dea copii și pe toți să iubiți la fel. Amin. O a doua greșeală pe care o putem face față de copii este să vorbim de rău în fața copiilor, în auzul copiilor. Această greșeală este o greșeală a oamenilor mari, dar fără multă pocăință. Deși n-am putea să-i suspectăm că n-au minte, numai că nu o folosesc atunci. Nu e vorba doar de greșeala părinților față de copii, deși ei, fiind mai aproape de copii, sunt predispuși să facă această greșeală mai des. Dar e greșeala familiei lărgite, a prietenilor care se adună la o masă, la o stare de vorbă. E greșeala cumnaților și a cumnatelor, e greșeala unchilor și a mătușilor, a bunicilor, a neamului care se adună și care vorbește și vorbește și vorbește. Copiii sunt prin casă, se joacă liniștiți într-un colț și nouă ni se pare că n-aud și că nu pricep. Dar nu este așa. În discuțiile acelea, vorbirea de rău ia la țintă pe păstor, pe frați, pe predicatori, pe cântăreți, pe frați de credință din adunare, în întregul ei adunarea, luați la rând și sistematic puși sub microscop. Și spuse tot felul de lucruri, și de comentarii, și de sublinieri. Am fost odată într-o familie și am apreciat foarte mult ceea ce familia aceea a făcut. Situația era o situație delicată și în circumstanța aceea trebuia atins un subiect care vorbea despre ceva rău ce s-a întâmplat. Tatăl din familia aceea a spus, un moment, i-a luat pe cei mici și a mutat în cealaltă cameră și după aceea s-a vorbit fără ei. Asta e înțelepciune. Dar unii dintre frați, mai puțin vegheatori și mai puțin înțelepți, și aici nu greșesc deloc când spun asta, mai puțin înțelepți, își nimicesc, își distrug copiii, călcând în picioare și cu picioarele sufletele lor firave și aruncând în ele îndoială, neîncredere, dezamăgire, frustrare, aducându-i pe copii în situația în care să crească cu un sentiment de dispreț față de frați, față de biserică. Dacă în familie un părinte își permite să vorbească de rău biserica, conducerea bisericii, să submineze autoritatea fraților,
biserici. Să vorbească de rău familiei din biserică. Aș vrea să vă pun o întrebare. Care credeți că este percepția pe care copilul o va deprinde când se va gândi la biserică și la frați? Îl știu eu pe cutare. Îl știu eu, îl cunosc eu bine pe fratele lui și pe fratele Iosif îl știu bine. De unde? Un frate păstor mi-a mărturisit o experiență dureroasă prin care a trecut. Una dintre familiile bisericii au venit la el și au spus: frate păstor, vă rog frumos, dați-ne o mână de ajutor. Nu mai știm ce să facem cu băiatul nostru. Are 14 ani, nu ne mai ascultă. Nu mai vrea să facă ce îi spune, nu vrea să meargă la școală, nu ne respectă, vine târziu, fumează, bea, te rog frumos, ajută-ne rugăciune și fă cumva să stai de vorbă cu el. Pastorul bisericii a împlinit această dorință și a plănuit o întâlnire cu băiatul. Iar la acea întâlnire, printre altele, băiatul a spus: frate, tot respectul, eu nu pot să am încredere în dumneavoastră. Și nici nu pot să vă povestesc ce mă doare și nici nu vreau să ascult ce aveți de spus. Și din vorbă în vorbă a ieșit la iveală cauza. An la rând, în timpul în care pruncul era mic și creștea, și tate și mame au vorbit de rău pe acel slujitor. Și n-au făcut altceva încât prin acest comportament să închidă inima copilului lor. Să blocheze orice cale de acces spre inima lui, să fie suminată autoritatea slujitorilor, să fie distrus respectul față de autoritatea spirituală, față de sfatul spiritual și în final să fie îndepărtat de biserică. O, va zice cineva, dar ai noștri sunt altfel, ei știu să deosebească. Altfel decât voi? Altfel decât voi? Vă îndemn, stimați părinți, să vegheați și această greșeală să nu fie făcută. Greșeala de a distruge respectul copilului față de biserică, față de lucrători, față de cuvântul Domnului, față de părtășia Domnului cu Domnul în biserică, tocmai prin această comentare neînțeleaptă în case. Fugiți de asta. Fugiți de asta. În loc de acest păcat, care se numește vorbire de rău, să fie pusă rugăciune, citire din Biblie, vorbire de bine, vă îndemn în numele Domnului să luăm acest legământ. Amin. A treia greșeală care poate fi făcută față de copii este criticarea unui părinte în fața copiilor. Adică ei între ei au o divergență și o lămuresc față de copii. Asta este din nou o greșeală mare. Domnul în cuvântul său a spus că soțului este încredințat mandatul de cap de familie și este responsabil de ceea ce devine familia lui. Dacă tata spune o vorbă, așa trebuie să fie cum a zis. Dacă mama nu este de acord cu vorba aceea, copiii să nu afle despre asta. Când vor fi doar ei doi, poate să-i spune ce are pe inimă, dar niciodată față de copii. Copiii vor specula această divergență și o vor folosi neascultând nici de tata, nici de mama. Într-o zi, o familie, în drumurile mele, o familie m-a întâmpinat și mi-a cerut un sfat. Îi cunoșteam, îi leagă o relație de prietenie, au un copil. Într-o zi, băiatul n-a mai vrut să vină la adunare. Au suferit foarte mult. S-au rugat, au postit și au investit. Marea problemă este că acest băiat a pierdut respectul față de părinți. Nu mai asculta nici de tata, nici de mama. Și eu a zis: roagă-te împreună cu noi, frate Nelu,
nu știm de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, poate ne dai un sfat. După ce ne-am rugat, soțul din familia aceasta a spus, oare ce am păcătuit față de Dumnezeu de ne bate așa? Și aici aș vrea să fac o paranteză, frații mei, să fim alături de cei care poartă suferința aceasta, să susținem în rugăciune și să-i îmbărbătăm. Domnul nu va lăsa rugăciunile fără răspuns. O dovadă am văzut chiar astăzi, sora Lebon a spus că s-a întors la Dumnezeu târziu în contextul amintirilor, rugăciunilor și cuvintelor spuse de mamă. Dar mă întorc la această relatare. După ce ne-am rugat, primind întrebarea, răspunsul pe care l-am dat, pe care am simțit că îl spun de la Domnul pentru ei, a fost următorul. Nu cred că ați greșit față de Dumnezeu, cel puțin nu în mod direct, ci ați greșit față de copil. Și iată ce cred că s-a întâmplat. Când tata a zis, așa trebuie să facem, mama a continuat zicând, e bine, cum zice tăticu, dar și-a îndulcit-o. A modificat-o, a făcut-o pe inima copilului. Și copilul mic fiind, neavând încă idei, a ales calea mai ușoară, cea care i s-a părut lui mai ușoară. Timpul a trecut, tot timpul el a ales calea ușoară, n-a ascultat nici de tata, nici de mama, ci doar a ales ce a convenit dintre cele două variante. Odată cu creșterea, cu trecerea timpului și cu creșterea lui, a început să-i vină idei. A inventat el calea ușoară, care era diferită de opinia părinților. Și a mers pe calea ușoară inventată de el. Asta a fost greșeala, am spus. La care soția din acea familie a spus, vai, dar la noi nu e așa. Și n-a fost așa. Nu o să uit răspunsul acelui soț trist. S-a întors înspre ea și cu durere a zis, draga mea, din 10 situații, 8 au fost așa. Rog să vă gândiți la asta. Copilul trebuie să vadă și să aibă respect față de voi ca părinți. Și să nu crezi, stimată mamă, că va avea respect față de tine ca mamă dacă tu te pui împotriva cuvântului soțului tău față de copil. Nu o să te respecte. Eu nu știu pedeapsă mai mare pe care mi-o putea da mama. Avea multe pedepse pe care ni le dădea, dar era una mare de tot. Mare de tot. Vreți să vă spun care era? S-a umplut paharul, te spun la taică-tău. Și cu asta era sfârșitul lumii. Autoritate. Și asta ne-a ajutat să fim oameni. O a patra și ultima greșeală despre care vorbim aici astăzi. Oferirea tuturor de-a gata. Este adevărat că părinții, potrivit Scripturilor, sunt datori să agonisească pentru copii. Biblia spune că și numai de ar putea împlini părinții. Casa și averea le moștenim de la părinți. Numai de s-ar putea împlini. Însă, cred că din iubire și din exces de zel, părinții fac o greșeală. În anii în care am lucrat cu tineri, cu adolescenții, am văzut-o mereu. Totul de-a gata. Pentru puiul meu, pentru îngerul meu. Totul de-a gata. Totul la picioare. Orice moft împlinit. Sărăcuțul are 8 ani. Și iPhone 7. Când o să aibă 9 ani, o să aibă iPhone 8. Nu? Frații mei, vă rog să nu distrugeți respectul față de muncă, spiritul, simțul responsabilității față de lucrurile din jur, oferind copiilor totul de-a gata și prea ușor. Învățați că toate au un preț.
învățați-i că trebuie să muncească, învățați-i să pune deoparte bani. L-am auzit pe un părinte înțelept spunând odată o vorbă. Sunt Statele Unite, părinte foarte înțelept. A zis așa, uite care-i treaba, Ruben. Uite care-i treaba. Vrei mașină? Da, tati, vreau mașină. Uite care-i treaba. Ai în față un an. Muncește și pune deoparte bani. La sfârșitul anului o să vedem câți bani ai adunat. Și lângă câți bani ai adunat, tata pune dublu. Și aia va fi mașina pe care o vei avea. Sigur, tati. Sigur, a zis băiatul. Sigur, a zis tata. Că apoi tăticul lui să-mi spună, mi-e prieten bun, zice, mai mi-a părut rău la sfârșitul anului. Că trebuie să pun 15.000 de dolari. L-a făcut responsabil. Dar să-l fi văzut cu câtă grijă se uita. Avea o țintă, avea un ideal, avea ceva pentru care lupta și muncea. Ce faceți pentru ei voștri? Se vor face mari și învățați cu toate de-a gata, nu vor avea niciun respect față de munca voastră și nici față de munca lor. Când vor ajunge să meargă la serviciu, vor zice, dar ce, pentru 1200 să lucrez? Nu merită să lucre pentru 1200. Este produsul tău. Dacă l-ai fi învățat cu munca de mic, cu munca plătită puțin de mic, plătită de tine, ca părinte, l-ai fi crescut cu un spirit sănătos față de muncă și cu spiritul responsabilității. Cred că trebuie să învățăm să se roage, să învățăm să muncească, să prețuiască, să facă ceva ca să primească. Și în acest fel vor fi oameni responsabili și voi vă veți bucura de ei. Doamne ajută! Unul dintre colegii mei de la institut, fratele Emil Meștereagă, el este și păstorul studenților, într-o împrejurare mi-a povestit o experiență din copilăria lui. Frați mulți, mi se pare 12 frați și o soră, sau 11 frați și o soră, nu sunt sigur. Toți crescuți în frică de Dumnezeu și pe calea Domnului. Emil spunea, tata niciodată nu mi-a zis că n-are bani. Niciodată nu ne-a spus, băi copii, n-am bani ca să vă cumpăr ce cereți. Tatăl lor a zis doar atât, rugați-vă Domnului Iisus. Și când el vrea să vă dea, vă dă, dar voi rugați-vă Domnului Iisus și el vă dă. Nu le-a zis că n-are bani. Într-o zi de iarnă, vacanța de iarnă, un ger năprasnic și în gerul acela năprasnic, conducta de apă care trecea prin curtea școlii s-a crăpat. Când a venit ziua și s-a dezghețat un pic, a început inundația și toată curtea a fost umplută cu apă, lac. Noaptea, în gheț, s-a făcut derdeluș. Numai bun, pârtie de patinaj. Gata, bucuria copiilor, toată lumea la patine, la distracție. Numai Emil cu frații lui n-aveau patine. Tati, nu ne cumperi și nouă patine, uite, toți copiii au patine. Băi copii, rugați-vă la Domnul Iisus și de data asta mai trebuie să faceți ceva. Sfărmați un coș de porumb, era în pod acolo un coș de nduiele umplut cu ștuleți de porumb, îl sfărmați. Și după ce terminați de sfărmat coșul de porumb, vă duceți la joacă. Nu plecați la joacă până nu sfărmați porumbul. Și apoi mergeți la joacă. Bine, au zis copiii. Dar patine, tati, nu ne dai, băi copii. Vă rugați, sfărmați coșul cu porumb și apoi plecați la joacă. S-a dus în pod, a început să lucreze, dar unul mai mare a zis, o băieți, tata așa nu știe dacă am terminat noi coșul până la jos. Face până la jumate, gătă repede, îl umplem înapoi la loc și plecă la joacă. Așa au făcut. Măi băieți, a zis fratele Meștereagă, bătrână, ați terminat repede? Da, tati, am terminat. Mă, dar e plin coșul. L-am umplut, tati, pentru mâine. Bun. Supărați au venit la joacă. Tati, numai noi n-avem patine. Rugați-vă la Domnul Iisus și sfărmați coșul cu porumb. Bine. Mâine, iară, până la jumătate, umplut repede și la joacă. Spre sfârșitul săptămânii și a vacanței,
Băieții au vorbit între ei și au zis, noi bine ce facem, noi îl mințim pe tata. Hai să sfârmăm tot coșul de porumb. Uite că ne-a rugat și patinele nu vin. Domnului nu-i place că noi mințim pe tata. Să sfârmăm până jos. Și au sfârmat porumbul până jos. Și când au ajuns la fundul coșului, pe fundul coșului, două perechi de patine, nou-nouțe, puse acolo de un tată înțelept. Și-au coborât din pod, capul plecat. Ce e cu voi, băieți? Ai, ai. Integritate, muncă, rugăciune și o cerătare înțeleaptă. Într-o zi Emil îmi zicea că eu fost gemeni, doi. Acasă fiind acolo, 9 ani copii, poate sub 9 ani. Băieți, trebuie să mă ajutați să car lemnele în curte. Veniseră cu o mașină, unchiul cu o mașină, ceva neamuri, au deșertat în stradă bâlene din acele aduse din păduri lungi și trebuiau mutate în curte. Unchiul de un capăt, tata copiilor de capătul celălalt. De ce tată înțeleg, dacă l-ați vedea, numai cam atâtea de înălțime. Așa, fratele bătrân despre care vă vorbesc. Zice, băieți, veniți și voi, vă țineți de la mijloc. Emil îmi zicea, toată ziua am cărat lemne cu tati în curte. I-am ostenit. După ce am terminat, ne-a dat la fiecare câte 10 lei. Se da, eu țineam așa de la mijloc, fratele meu mai în față, un pic tata de la un capăt, unchiul de la capătul ălalt, iar când ne împiedicam, ca să nu cădem, ne țineam de lemn. Tatăl lor i-a văzut și nu s-a simțit încurcat. El forma caractere. Și a reușit. Gândiți-vă. Favoritisme, vorbire de rău, toate de-a gata, criticarea unui părinte față de copii, sunt greșeli pe care ar trebui să le evităm. Și Duhul Domnului să ne ajute pe toți. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.